De ce este bufetul închis? Îl desfințează? Nu se poate! Carnea lor m-a făcut să fiu așa musculos! Charlotte, ce se întâmplă? Gata cu Dinky. Închid patinoarul. Karen, nu cred că ai voie să iei mașina de milkshake. Mult noroc! Termină școala! Kenichi, deschide ușa! El e Bobby Bonafonte, noul proprietar. Locul a fost al tatălui său, dar s-a pensionat. Acum Bobby îl transformă în mall, iar eu am rămas fără slujbă. Dar asta e locul nostru! Unde o să mai pierdem noi timpul? Nu vreau să-mi pierd timpul într-un mall. Ce suntem, animale? Nu-mi vine să cred. Am jucat hockey aici toată viața. Un puc mi-a scos primul dinte, chiar acolo. Și încă îmi pare rău despre asta. Mai țineți minte că ai noștri închiriau locul pentru ziua noastră? Să nu-l uităm pe capitanul Gheară. Te rog, nu. Nu, iar. Nu pot. Minamicul meu, Gheara mecanică. Atâtea monede, niciun câștig. Mereu râdea de mine. Sperând să o iau razna. Cred că a primit ce a vrut. Fraților, trebuie să facem ceva să-l oprim pe Bobby. Mult noroc să-l convingeți. Este foarte morocănos. Ești concediat! Ăla e fiul lui. Copii, am niște vești pentru voi. Mi-ai luat un cal? Mergem în Hawaii? Pe un cal! Nu, dar ați încercat. Oh, pe cine păcălesc? Oli, uită-te la o hartă. Știți casa aia pe care nimeni nu o putea vinde? Se oferă un bonus pentru cine o poate vinde. Așa că o să-mi folosesc doi dintre copiii mei educați să arate cum acest cartier este perfect pentru a crește copii perfecți. Dacă-mi ia patinoarul, iau capul! Și ca să știți, nu sunt ei. Bravo! Voi doi aveți o slujbă. O să vă plătesc și o să aveți un șef foarte bun. Pe cine? Cred că o să te plătesc mai puțin pe tine. Eu zic da. Ce vrei să facem? Fiți voi înșivă și citiți exact ce scrie aici. Ce sunt astea? Scenarii. Chestii politicoase de zis potențialilor clienți. Timpul cu familia este cel mai prețios lucru. Îmi place să fac curat. Cine a scris gunoiul ăsta? Bine, uite ce cred eu. Ca să ținem patinoarul deschis, trebuie să-l convingem pe Bobby că înseamnă mult pentru noi. Asta sună bine. Oh, Cooper, ce drăguț ești cu inima ta mare. Mi se face rău. Nu avem timp de dulcegării. Trebuie să-l cotologim pe omul ăsta. Și asta sună bine. Cine răspunde la amenințări? Nu eu. Gata, taci odată. Da, doamnă. Cami, greșești. Să fii drăguț e util. Întrebăm preferații și o să vezi. Tot ce vor demonstra este că nu ai dreptate. Preferaților, vă pun astăzi o întrebare importantă. Ați prefera, voi frumoșilor, să câștigați încredere fiind drăguți și buni? Sau să vă impuneți cu forță și convingere? Votați! Oh, nu! Jumătate spun să fim drăguți și jumătate să ne impunem. Este egalitate. Nu s-a mai întâmplat asta până acum. Abonați-vă pentru mai multe surprize și urmăriți Disney Channel!